acțiuni pentru implementarea medierii în România. Să vedem nominalizații. Bănuță Adrian Nicolae, Olei Darius Mihail, Rădulescu Dragoș, Sulio Violeta, Vlădica Simona Maria. Zic că merită să aplaudăm pe toți, că n-am îndeplinit. Prin nominalizație, evident, la sutime, probabil, se departe așa. Apropo, și a participat la întâlnirile de lucru pe marginea conținutului protocolului de colaborare dintre Consiliul de Mediere și Consiliul Superior al Magistraturii. S-a implicat în semnarea protocolului între parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Consiliul de Mediere, protocol ce are ca scop principal informarea justițiabililor cu privire la rolul și statutul mediatorilor. Simona Vlădica s-a ocupat personal de realizarea acțiunilor de implementare pentru cele două protocoale. Premiul de consecvență, deci suntem consecvențe, ne-a acordat premiul de consecvență. Felicitări, Simona. Observ că sunteți consecvenți, deci surpriza este uriașă, mai ales că nu mă așteptam. Vă mulțumesc frumos, să știți cum este. Înseamnă că mai departe mai am multe de făcut și nu trebuie să rămân consecventă. Promit că o să rămân consecventă. Am reînceput discuțiile cu actualii membri ai Consiliului Superior al Magistraturii. Intenționez să am întâlnire și la nivelul conducerii parchetului general, așa că vom continua, vă asigur că vom continua și sunt absolut încântată că m-am pus seara asta aici. Am niște colegi fantastici, mă simt minunat, vă doresc o seară excelentă, mersi mult!